Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Adevărul despre căsătorie, partea a treia. Cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Luca 6, versetul 38. Haideți să vorbim astăzi despre persoana care deține adevărul în căsnicie. Într-o biserică, pe când coșulețul pentru colectă trecea pe la fiecare, o doamnă l-a lăsat să treacă, nu a pus nimic în el. În drumul lor spre casă, când femeia a început să se plângă cât de slabă a fost predica, băiețelul ei a zis: "Mami, asta e o dovadă că dacă nu dăruiești nimic, nu primești nimic." Și femeia a tăcut rușinată. Căsnicia este ca o cutie. Scoți din ea ceea ce ai pus. Adevărul te face liber ca să-ți îmbogățești relația și să te bucuri de ea atunci când dăruiești mai degrabă decât atunci când primești. Unii cred că acea cutie vine plină cu dragoste, cu împlinirea nevoilor trupești, cu slujirea propriei persoane, așa cum au fost obișnuiți. Ei au impresia că pot lua tot ceea ce își doresc dintr-o rezervă care nu se termină niciodată, instant, cu mentenanță scăzută, cu satisfacție garantată. Apoi, într-o bună zi, ei caută și văd că s-a golit. Șocați, dezamăgiți, furioși, disperați, deznădăjduiți, ajung la concluzia că partenerul lor i-a dezamăgit, i-a păcălit sau i-a părăsit. Care să fie motivul pentru care li s-a golit cutia? Și atunci pornesc în căutarea unei alte cutii. De fapt, este responsabilitatea ta să depozitezi în fiecare zi în cutie destul cât să garantezi retrageri și să ai o relație bogată. Domnul Iisus a zis: "Cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura." Întreabă-te ce ți-ar plăcea să ai în cutie și în ce cantitate. Apoi, depozitează suficient de mult pentru a genera acea cantitate. J. Allen Patterson a spus, și cu acest citat încheiem: "În căsnicie nu există dragoste. Dragostea este în oameni și oamenii o pun în căsnicie. În căsnicie nu există poveste de dragoste. Oamenii trebuie să o infuzeze în căsnicie. Cuplul trebuie să-și formeze obiceiul de a dărui, de a iubi, de a sluji și de a lăuda, adică de a menține cutia dragostei mereu plină."